Antarctica. Viscolul se mai potolise, doar câțiva fulgi de nea mai alunecau alene din văzduh. Era o după-amiază minunată de februarie, când a venit pe lume micuța Pipa. Părinții ei erau cum nu se poate mai fericiți după ce așteptaseră o iarnă întreagă să-l cunoască pe puiul lor. În pustietățile înghețate ale Antarcticii, Pipa se juca pe gheața nesfârșită alături de prietenii săi. Îi plăcea să alunece pe burtă, încercând să țină pasul cu familia ei. Însă nu de puține ori se oprea și se uita spre orizont, unde câte un nor pufos părea că-i vorbește. Se întreba adesea ce este dincolo de marea înghețată, ce locuri și ce vietăți minunate trăiesc acolo. Părinții ei însă îi spuneau mereu să nu se îndepărteze, pentru că doar alături de ei poate rămâne în siguranță. Chiar dacă era primăvară, părea că soarele este mai puternic decât de obicei. Și într-o astfel de zi, când un val de căldură a venit parcă din senin, gheața a început să se crape. O bucată mare s-a rupt și înainte ca Pipa să-și dea seama, plutea departe de părinții ei în mijlocul oceanului. Privind înapoi, ea și-a văzut părinții strigând-o, dar vocile lor se pierdeau cu fiecare secundă care trecea. S-a strâns ghemuită de frică, în timp ce bucata de gheață care o purta departe de casă se topea și devenea din ce în ce mai mică. Între timp, pe coasta unui mic sat de pescari, un băiat pe nume Mateo era pe mare împreună cu tatăl său, privind valurile în căutarea peștilor. Chiar când se pregăteau să se întoarcă, Mateo a observat ceva neobișnuit. O mică pată cu alb și cu negru plutind pe o bucată de gheață. L-a implorat pe tatăl lui să se ducă mai aproape cu barca și când au ajuns, inima lui Mateo a săltat de bucurie și curiozitate. Acolo, pe gheața plutitoare, se afla un pui de pinguin care părea pierdut și foarte speriat. Mateo a ridicat-o în barcă repede pe Pipa și a înfășurat-o chiar cu hainele lui. Pipa a ciripit de bucurie și s-a ghemuit lângă el, recunoscătoare pentru bunătatea lui. Cei doi au devenit repede de nedespărțit. Mateo avea grijă de ea, iar Pipa îl urmărea oriunde se ducea. Din când în când, Pipa se întrista privind orizontul, gândindu-se la cât de îngrijorați sunt părinții și prietenii ei. Mateo nu știa cum să o ajute, însă părinții lui îi spuneau că pentru Pipa, satul lor nu era locul cel mai potrivit. Mateo îi asculta, dar nici nu voia să se gândească la posibilitatea de a se despărți de ea. Timpul trecea și într-o zi, când Mateo se întorcea de la școală, Pipa nu l-a mai întâmpinat cum o făcea de obicei. Oare ce se întâmplase? Mateo era îngrijorat și îngândurat. Această schimbare îl neliniștea și nu știa dacă ar trebui să se grăbească să afle ce s-a întâmplat. Voia să știe, dar în același timp îi era teamă de ce ar putea afla. Când a ajuns acasă, părinții au încercat să explice că un capitan de vas venise la ei în sat și când a văzut-o pe Pipa le-a spus că se îndreaptă spre Antarctica și că este șansa micului pui de pinguin să se întoarcă printre ai ei. În zadar se străduiau părinții lui Mateo să-i spună că Pipa ar fi ajuns foarte nefericită în satul lor, despărțită de familia și prietenii ei. Mateo nici nu voia să audă. Își dorea un singur lucru, ca prietena lui să revină alături de el. El iese din casă și se îndreaptă în fugă spre micul port din satul lor, în speranța că va ajunge la timp înainte de plecarea capitanului despre care i-au vorbit părinții lui. Când ajunge în port însă, vede monstruosul vapor îndepărtându-se într-un nor întunecat de fum. Mateo privește deznădăjduit, neștiind dacă o să-și mai vadă vreodată prietena. Se uită spre cer și îi se pare că norii au prins viață și parcă vor să-i spună ceva. Ce ar trebui să facă și cum va putea să o regăsească pe Pipa?
vom afla în episodul următor al aventurilor care îi așteaptă pe Pipa și Mateo.